Un fotbalist din Liga 1 este investigat de Comisia de Integritate a FRF pentru pariuri, caz în care ar fi implicată și o grupare interlopă. Cosmina Kim, fundaș central și care juca exclusiv la meciurile echipei sale, clubul i-a reziliat imediat contractul. Ne spune mai multe colegul meu, Cristi Popovici. Cristi, ce știm despre acest caz? Bună seara, jucătorul echipei Petrolul a jucat doar 5 meciuri pentru echipa din Ploiești. El fusese transferat chiar în această iarnă de la Fece Voluntari. Astăzi echipa s-a anunțat rezilierea contractului fără să ofere prea multe informații. Jurnaliștii de la Orin Sport au aflat însă că motivul este unul cât se poate de grav. Cosmina Kim a fost în realitate dat afară de club după ce s-a descoperit că ar fi pariat sume uriașe pe meciuri din Liga 1 și chiar se presupune că pe meciuri ale echipei sale. Achim ar fi pariat sume de 8.000-9.000 de lei pe meciurile din Liga 1 și chiar ar fi avut legături cu un membrii unui clan interlop, susțin jurnaliștii. Federația Română de Fotbal a fost contactată în legătură cu acest subiect, confirmând informația și anunțând că există o anchetă în desfășurare. Jucătorii și antrenorii care evoluează în fotbalul românesc nu au voie să joace la pariuri prin regulamentele Federației. Achim riscă acum o suspendare din fotbal de până la 2 ani. Așa a fost pedepsit, spre exemplu, un alt fotbalist, Mihai Voduț, în 2019. El a fost prins la vremea respectivă că paria chiar împotriva echipei sale de atunci, viitorul Constanța. Pe lângă suspendare, Voduț a primit și o amendă de 300.000 de lei, lucru care i s-ar putea aplica și jucătorului de la Petrolul